Un lucru pe care l apreciez la avansul tehnologic în care ne aflăm este că în unele cazuri apar dispozitive care îți ușurează munca, chiar și în curățenia locuinței. Iar asta am putut observa și la robotul de curățare a geamurilor de la Hobot, unde doar îl atașezi de geam, iar acesta ți-l curăță și usucă în timp ce tu faci altceva. Ei bine, un alt dispozitiv foarte interesant care este tot de la același brand și pe care l-am la review este un aspirator robot cu stație de încărcare 4 -in 1, care vine cu câteva funcții și caracteristici care te vor lăsa fără cuvinte. Adevărul e că eu unul am fost destul de fascinat de unele caracteristici pe care vi le voi arăta și vouă în minutele următoare. Iar aici mă refer că pe lângă faptul că poate aspira și freca la propriu gresia și parchetul cu o forță de apăsare de 800 de grame, 1300 de rotații pe minut și o distanță de frecare de 8 mm, acesta își poate schimba apa murdară, îți poate curăța la veta mopului cu ajutorul unor perii, cât și îți poate usca cu un jet de aer cald încât la veta să nu prindă miros de umezeală sau să putrezească. Și asta nu este tot. Ei bine, eu sunt Mihai, iar voi tocmai urmăriți recenzia noului aspirator robot Hubot Legi de 8 și a partenerului care formează o adevărată echipă în curățenie, stația 41 Legi Lulu. Cum aspiră, cum spală, cum se descurcă și ce concluzia am eu despre el, rămâneți cu mine până la finalul acestui clip pentru a le afla. În primul rând, să vedem cu ce vine la pachet. La deschiderea cutiei vom regăsi aspiratorul care este destul de compact ușor și are un design în relief foarte interesant, unde nu se văd firele de praf așa cum era cazul la cel pe care vi l-am prezentat într-un material anterior. Stația de încărcare, de asemenea în cutie se află un recipient gradat pentru apă care se adaugă în vasul aspiratorului, două lavete în plus față de cea deja montată pe aspirator care se prind foarte ușor prin arici, un filtru HEPA suplimentar față de cel deja montat pe aspirator, trei perii pentru a aduna mizeria de pe margine, una dintre ele deja montată, iar cele două sunt de rezervă, încărcătorul cu un fir destul de lung pentru stația de încărcare, câteva duze de rezervă pentru furtunele aspiratorului prin care trec jeturile de apă pentru spălarea gresei sau parchetului și manualele de utilizare. V-am menționat mai devreme că acest aspirator face o echipă foarte bună cu stația de colectare și încărcare leghii Lulu. Ei bine, această stație vine separată de aspirator, dar văzând ce face și cum își schimb apa murdară cu una curată, cum freacă la vetele automat din aspirator după fiecare spălare, cât și cum le usucă, cred că ar fi de preferat să le luați pe amândouă la pachet. Asta dacă după vizionarea acestui material v-a lăsat o impresie bună. Legii vine împreună cu un cablu de încărcare, un TDS metru pentru verificarea calității apei, două rezervoare mari care într-unul se introduce apa curată, iar în celălalt se adună apa murdară după curățarea lavetei mopului, o rampă de urcare pentru aspirator și manualul de utilizare. Înainte de a vă arăta cum aspiră sau spală cu mopul, haideți să vorbim puțin despre designul și caracteristicile care ies în evidență față de celelalte modele de pe piață. În primul rând, este diferit la acest aspirator? Primul lucru pe care îl veți observa sunt roțile, înlocuite de șenile pentru o aderență mai bună pentru suprafețele alunecoase, astfel încât urcarea peste praguri de până în 20 de mm să fie mai eficientă și mai ușor de realizat. Ei bine, până acum eu unul n-am întâmpinat dificultăți cu niciun alt model, dar bănuiesc că în unele locații aceste șenile ar putea fi de folos, fiindcă aspiratorul poate urca cu siguranță peste praguri sau covoare cu fir înalt. O altă caracteristică pe care o are și mi se pare destul de utilă este faptul că dispune de un Sistem de aspirare a firelor de păr cu o putere de 5000 de Pascali înaintea periei, astfel încât aceasta să nu se încurce. Însă chiar dacă s-ar încurca, îmi place că în interiorul aspiratorului regăsim la îndemână o perie cu lamă cu care putem elimina firele foarte ușor. Un alt aspect important cu care mai vine este recipientul de colectare a mizeriei care are un compactor, astfel încât praful adunat se comprimă cu până la 5 ori mai mult pentru un spațiu de depozitare mai mare, iar aerul eliminat prin filtrul HEPA să fie mai curat. Majoritatea modelelor de aspiratoare inteligente cu sistem de spălare introduc apa din rezervor în lavetă pentru a o umezi. Ei bine, acesta vine cu o o altă metodă și anume prin intermediul duzelor din fața lavetei, care prin intermediul unui sistem AI pulverizează apa în fața ei pentru a curăța mai bine. În plus, aspiratorul funcționează prin frecarea suprafeței și ștergerea ei cu un strat de apă curată. Deci, Leghi de 8 vine cu un sistem 4 1. Respectiv, prima dată aspiră firele de păr, aspiră praful, pulverizează un jet de apă și freacă suprafețele cu lavete cu microfibe cu agenți de ion de argint, care toate sunt realizate în același timp. Dacă îl întoarcem, putem vedea că există doi conectori de încărcare pe față pentru stația de încărcare standard și pe spate există alte două cu un orificiu pentru eliminarea și adăugarea apei automat în aspirator cu ajutorul lui Legilulu. ce face destul de agil și de eficient este sistemul de cartografiere destul de avansat care este realizat prin intermediul senzorilor de pe margine și a celui rotativ de deasupra, astfel încât suprafața locuinței este memorată cu până la 5 hărți. A! Mai are și un senzor de cădere în caz că detectează o treaptă. Aspiratorul nostru vine cu o putere de aspirare de 5000 de pascal, 3 tipuri de conexiuni prin Wi-Fi, printre care și benzile de 5 GHz sau 2,4 GHz, un rezervor pentru depozitarea mizerii de 500 de ml, un rezervor pentru apă de 320 de ml, posibilitatea comenzilor vocale prin Siri sau Google, operațiunile sunt emise în limba română și dispune de o baterie de 4900 de mAh, care pentru o suprafață de circa 65 de metri pătrați cu aspirare intensă și spălare în două camere, acesta a reușit să rămână cu autonomie de 40% chiar și după un proces de o oră. Controlarea sa se poate face fie prin butoanele disponibile pe el, fie prin aplicația dedicată Legii, pe care o vom configura imediat cu aspiratorul. Cum îl conectăm cu telefonul? Simplu! Descărcăm aplicația Legii de pe Google Play, adăugăm un nou Legi, alegem modelul de 8, acceptăm cerințele de mai sus, dăm Next, ne conectăm la rețeaua de Wi-Fi, Next, vom porni aspiratorul apăsând pe butonul din interiorul acestuia, vom confirma că făcut acest lucru, vom ține apăsat circa 3 secunde pe butonul de play pauză de pe aspirator, acesta va fi căutat, îl vom selecta și gata. Ce mi-a plăcut foarte mult la această interfață și pare că a fost câștigătoarea unor premii legate de acest lucru este ușurința de a selecta programele de aspirare, precum și personalizarea lui prin nivelul de pulverizare, aspirare, viteza de curățare, frecvența de ștergere și așa mai departe, lucru pe care nu l-am mai întâlnit la alte modele. Pe lângă aceste programe de curățare, îmi place că avem la îndemână informații legate de nivelul de colectare a prafului în recipient, dacă mai este apă, dacă modul child este activat sau nu și așa mai departe. Tot în aplicație vă puteți alege intervalul când acesta să pornească automat și ce mod de aspirare să-l utilizeze pentru diversele încăperi, o telecomandă pentru a ghida în zona respectivă, cât și dacă este să vi luați împreună cu stația Lulu să vă selectați timpul de uscare la vetei, dacă la fiecare spălare aceasta să fie curățată sau doar la un interval de timp sau dacă doar când aspiratorul asfălat în anumite zone ale camerei. Pe scurt, mi-a plăcut că totul este customizabil și foarte ușor de utilizat. Prima dată este recomandat să cartografiați locuința și să vă redenumiți încăperile care se autogenerează, astfel încât totul să fie mai simplu atunci când îl trimite să aspire sau să dea cu mopul în sufragerie sau dormitor. Tot în aplicație puteți limita accesul aspiratorului prin bariere virtuale sau de a controla zonele de urcare. Odată ce ați făcut toate aceste lucruri, aveți de ales din cele șapte moduri de aspirare. Standard, putere maximă, deep cleaning care durează ceva mai mult, dar curățarea este mai atentă, personalizabil în funcție de preferințele voastre, eco mod, tangles mod care înlătură firele de păr fără să se încurce, deep cleaning mod în care curățarea se face mai intens, dar fără strop de apă, iar ultima care este pentru curățarea cu mopul este stain mod unde elimină urmele de pete de pe grese și parchet. Aspiratorul reușește să aspire foarte bine, bine chiar și obiectele ceva mai mari de pe covor. După cum se poate observa în video, acesta reușește atât în mod standard, cât și în modul de putere mare să adune tot ce am presărat pe covor. Mi-a plăcut că aspirarea se face chiar și pe marginea pereților și în colțuri datorită periei. Viteza este una destul de mare și în urma lui totul pare să arate curat. Ceea ce am observat și l-am comparat cu unul dintre modelele pe care le am este că sunetul pe care reproduce este unul destul de mic. La fel și în modul mop acesta poate aspira în timp ce spală astfel încât să nu se depună prea mult praf pe la beta ce îmi place atunci când este pe modul mop este stratul consistent de apă de pe gresie și modul în care freacă. Însă mi-ar fi plăcut ca distanța dintre perete și suprafața curățată cu mopul să fie ceva mai mică, rămân aproximativ 6-7 cm față de pelicula de apă pulverizată pe jos. Cu toate că acest lucru regăsim la toate aspiratoarele, dar mi-ar fi plăcut ca acesta să rezolve acest lucru. După ce aspiratorul aspiră întreaga locuință și spală suprafețele dure, acesta se întoarce la docul de încărcare Lulu și, -și începe procesul de curățare la vetei din două perii de silicon care efectiv curăță și elimina apa murdară de pe lavetă în recipientul de colectare. După cum se poate observa, apa este destul de murdară după doar două camere de curățare, iar între timp acesta este completat în aspirator. Docul are rolul de curățare a lavetei printr-un sistem de perii care acoperă întreaga zona lavetei, completarea apei din rezervorul aspiratorului, încărcarea acestuia și uscarea lavetei printr-un flux de aer cald care atinge 40 de grade. Iar acest lucru despre timp și status îl putem vedea prin aplicația Legii. Ce impresie mi-a lăsat acest aspirator împreună cu docul de colectare a apei murdare este că aspirarea este una foarte bună și eficientă, cartografierea și memorarea spațiului sunt foarte precise astfel încât acesta evite obstacolele imediat ce se apropie de ele, aplicația este foarte ușoară și intuitivă cu informații la îndemână, vine cu foarte multe moduri de aspirare pentru a se potrivi nevoilor, nu este zgomotos, are o autonomie foarte bună, mi-a plăcut că poate face patru lucruri în același timp, respectiv aspiră părul înainte de a ajunge la perie, aspiră și perie covorul, pulverizează un jet de apă în fața lavetei și freacă cu o putere mare suprafețele de grese sau parchet pentru a îndepărta urmele. Ceea ce mai impresiona la sistemul de colectare denumit și Lulu este faptul că îți curăță laveta, nivelul de mizer este colectat foarte bine recipient și o usucă astfel încât să nu se mucegăiască sau să miroasă urât. Ce mi-aș fi dorit să văd la acest tip de aspirator cu mop, iar aici nu este valabil doar pentru acesta, ci pentru toate, este ca suprafața spălată să fie mai aproape de perete. Un alt lucru este prețul. Deși este eficient și a dovedit că se descurcă neașteptat de bine, este totuși un produs cu un preț destul de piperat. Dar, dacă îți permiți sau îl iei în rate, cu siguranță vei fi mulțumit de el. Așadar, voi tocmai ați urmărit recenzia aspiratorului robot Hubot Legii de 8 și a bazei de încărcare și curățare Lulu. Dacă v-a fost util și vreți să vi-l comandați, v-am lăsat un link în descriere. Eu sunt Mihai, ne auzim pe data viitoare, pe curând!